de câțiva ani. Domnule senator Varujan Voseanian, fiți binevenit! Domnule profesor universitar, doctor Cătălin Turiu, bine-ați venit! De peste Prut, doamna profesor doctor Mariana Țăranu, bine ați venit! Domnule profesor Adrian Sămăstanu de la EUROED. Doamna Ecaterina Crăciun, ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna profesor doctor Claudia Costin, studenții astăzi sunt mai relaxați. Vă mulțumesc! Domnule profesor Radu Slavi de la Sighetul Marmației, bine ați venit! Sunt aici niște scaune care, da, așteaptă și vă rugăm frumos să le ocupați aici, pentru că sunteți oaspeții noștri de onoare. Domnule doctor, domnule senator, domnule profesor, vă rog și toți, firește, o ocrotiți pe doamna Mariana Țăranu, vă rog. Gazda desăvârșită nu sunt eu, ci primarul nostru, domnul doctor Grigore Crăciun. Întâmplarea aceasta pe care ne dorim astăzi să se desfășoare în condițiile cele mai bune ține de personalități ale orașului nostru. Personalități știute și neștiute. Am calculat că astăzi, 3 februarie 2012, sunt 114 ani de la nașterea istoricului, a savantului Gheorghe Ibrădianu, la Rugimasa, nu departe de aici. Ne pregătim ca în perioada 26-28 februarie să desfășurăm la Pașcani, la Roman și la Neamț, la Providenia, cea de-a 16-a ediție a zilelor Mitropolit Visarion Puiu. Păstrăm la intrarea în Casa de Cultură o expoziție inedită în memoria părintele Mihai Mocan. A trecut la Domnul în urmă cu 3 ani. Și fiica sa, doamna inginer Cristina Mocanu, pe care o salutăm aici, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și salutăm și pe părinții de la Biserica Sfinții Voivoți, părinte Ungureanu, părinte Isa, vă mulțumim că ați venit aici pentru a cinsti memoria unui intelectual rafinat, nu doar un om al bisericii, care nu și-a precupețit niciun efort pentru cinstirea eroilor neamului. Am avut bucuria să însoțesc astăvară la școala de la Sighetul Marmației, la Memorialul Durării de acolo, pe 2 colege, profesoare de istorie, de la Colegiul Sadoveanu, doamnele Angela Cășăriu și Hariclea Monica Mertaș, acceptate pentru un program pentru care au muncit dumnealor și elevele dumnealor. Le mulțumesc împreună cu mulțumirile adresate doamnei profesoare Adela Mitic-Jidam pentru sprijinul pe care l-am avut în organizarea acestei manifestări. De asemenea, am aflat cu mare bucurie, de puțină vreme, că domnul profesor Gabriel Bujoianu
și a susținut o teză de grad didactic întâi, tocmai pe această temă a personalității istoricului, a savantului liberal, Gheorghe Ibrătian. L-am invitat aici pentru a ne realiza un foarte scurt, o foarte scurtă prezentare. Istoria, așa cum am perceput-o noi când eram copii și așa cum este percepută acum, este cât se poate de diferită. Eu nu sunt profesoară de istorie, nu toți de aici suntem profesori de istorie, dar suntem dornici de istorie ca mărturisitoare de adevăr. Credem că din disciplinele umanioare, un cuvânt intrat așa într-un fon imens de umbră, pentru noi, noi suntem nostalgici când spunem umanioare, acum le spunem discipline umaniste cel mult, credem că istoria, între toate aceste discipline, este cea mai vitregită. Istoria ignorată, istoria falsificată, nu? Tacit spunea că, cel mai mare istoric al latinilor, spunea că în timpul dictatorilor, istoria a fost falsificată de frică. După moartea acestora, istoria a fost din nou falsificată, din prea multă ură. Noi încercăm, împreună cu dumneavoastră, să dăm dreptul la adevăr istoriei. Vom reuși? Nu știu, pentru că Tacit a spus că vrea să facă asta sine ira et studium. Fără mânie și fără părtinire. Dar noi, suflete atât de modeste și atât de comode, care doar aflăm câteva adevăruri din istoria recentă, aceea a torturilor cumplite, am fost la Memorialul Durerii de la Sighetul Marmației și am fost și la cel de la Iud. Am fost și am plecat. Îmi propun să mai merg și vă sfătuim pe toți să mergeți și îl așteptăm pe domnul doctor care este aici, dar în măsura în care are puterea să rememoreze, să ne spună, ca să luăm aminte. Dar vom reuși noi, oare, mă întreb, să fim sine ira et studium? Vom reuși noi să fim asemenea acestor martiri care sunt prezenți aici, în acest volum sublim? Fericiți cei prigoniți! Este un volum pe care l-am găsit la Mănăstirea Diaconești Bacău, apărut cu deosebită rândână a Părintelui Antilohie, înduhovnicit la școală de la Atos și la școală de la Petru Vodă. Fericiți cei prigoniți! Ei sunt oameni aleși de Dumnezeu. El știe cum i-a ales, pentru că noi nu știm dacă am fi reușit să facem ceea ce au făcut ei. Noi, dacă mergem pe stradă și ne împinge cineva cu potul, sărim ca arși. Suntem nerăbdători. Noi vom reuși, oare, să iertăm și să iubim? Domnul doctor Nicu Ioniță este aici. Este o ființă aleasă de Dumnezeu să rapte și să rezistă. Îi mulțumim că se află aici. Cred că aș fi în stare să vorbesc până de seară sub emoția acestui moment special. Și permiteți-mi acum să îl rog pe domnul profesor Bucioiane, da? Nu înainte de a ruga pe domnul primar Grigore Crăciunescu să transmită salutul său. Să rămânem cu mântia. În primul rând vreau să mulțumesc pentru faptul că ați făcut efortul de a veni astăzi la Pașcani.
Mulțumesc, în primul rând, celor care vin de departe, că eu iarnă așa de aspră, dar atunci când oamenii își doresc ceva, timpul și spațiul, distanțele nu contează. Și asta mă bucur foarte mult. Vreau să mulțumesc domnului doctor Ioniță, am lucrat mulți ani împreună în gardul spitalului, mi-a tratat și mama la o vreme, dacă domnul doctor își mai aduce aminte, deci avem o relație deosebită pentru ideea organizării acestui simpozion. Și mulțumesc domnului senator și la toți ceilalți care ați venit. Mulțumesc în mod deosebit părintelui Cristian și la ceilalți preoți, la părintelui Cristian, pentru faptul că la Troița Martirii Neamului Confesoria am două plăci comemorative. Și vom încerca și încerca de mult timp să aducem în Pașcani, pentru pășcăneni, mai multă cunoaștere, mai multă cultură, mai multă dragoste de frumos, mai multă înțelepciune și așa cum spunea doamna Mărioara, preotul, care are calitatea și capacitatea de a ține niște discursuri foarte frumoase. Și cam lungi. Și cam lungi. Dar mai cunosc pe cineva care are discursuri lungi, dar nu vreau să spun. Dar e bine, e frumos, dacă discursurile sunt frumoase. Spuneam că această acțiune a noastră e o completare la tot ceea ce am făcut noi de câțiva ani de zile buni în municipiul Pașcani. Orașul nostru e un oraș cu profil muncitoresc, ca să spun așa. E un oraș în care cultura încercăm noi să o aducem acolo unde trebuie și dacă nu putem trăi în fiecare zi bine din punct de vedere fizic, datorită conjuncturii și crizei economice, vrem să vă oferim prin Casa de Cultură, prin oamenii de aici, un pic de bucurie spirituală sufletească. Pentru că ceea ce vom auzi astăzi, vor fi cu noi, pentru mare majoritate, în cei prezenți, și astăzi vom face încă un pas spre cunoaștere. Pentru că am fost mințiți, elita națiunii române au fost distrusă de comunism între anii 48, 50, 53, până prin 60 și distrusă la fizic, nu mai așa, să spunem, spiritual. Deci sunt adevăruri pe care această societate de care ne-am despărțit în 89 a avut venirea, iar sunt poate așa a fost, sau așa a fost Dumnezeu, să pierdem tot ceea ce am avut. Am avut mai de valoare ca oameni, ca spirite în România. Acestui simpozion și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au realizat această întâlnire. Și oferiți aplauzele sunt flori de primăvară. Onorat auditoriu, în numirea obisă, 10 ani de la nașterea lui Gheorghe Brăzdeanu, reprezintă un fericit prilej de invocare a principalul coordonate biografice, dar și a vastei sale opere istorice. Aș dori să formiți prezentarea, dacă... Rucinoa s-a născut pe 3 februarie 1898. Este copilul Mariei Moruzi și a lui Ionelice Brăzdeanu, nimeni altul decât primul ministru al României din timpul primului război mondial, cel în timpul căruia se realizează România Mare. Provine din așa numită căsătorie, divorț, se spunem așa, între Maria Moruzi și Ionel Brăzdeanu. Maria Moruzi a fost fiică de domnitori, a dat Moldovei câțiva domnitori. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Rugenoasa și la Iași. În Iași a locuit în Casa Pogor, unde actualmente este Muzeul Literaturii. Liceul a urmat la Iași, în particular, și a susținut doctoratul în 1916, cu 10 cum laude. A fost atras de studiul istoriei. A avut ca profesor la Iași pe Vasile Bogrea și
în Alexandru Brandia, de asemenea primele articole și le publică în revista istorică condusă de Nicolae Iorga, în 1916, Iorga de altfel fiind foarte mulțumit de progresele pe care le face tânărul Brătianu. Alexandru la Perdatu, în discursul de recepție, rostea cuvintele respective. Gheorghe Brătianu a participat și la, ca voluntar în primul război mondial. El a făcut, după un program de pregătire de 6 luni, în Iași, s-a înrolat și a participat la operațiunile militare din vara anului 1917. A fost rănit, ajungem în continuare la Iași. Avem aici avem o jurământul depus de Gheorghe Brătianu. Ar fi dorit, spune el, ca să ajungă la Alba Iulia, unde avea loc Marea Adunare Națională, însă fiind răcit, era supărat că nu poate pleca cu regimentul său în Transilvania. Jurământul și cererea prin care el se înrola voluntar în Armata Română. Participă de asemenea la al doilea război mondial. Sunt câteva fotografii. A participat împreună cu Antonescu, a participat la război doar pentru a elibera Basarabia. El va trimite, va semna acea scrisoare. Ce este setea, dar nu ți arată izvoarele. O magistrală, da, lecție de istorie, din care, cu siguranță, toți am învățat ce este setea, pentru a afla cât mai multe lucruri, cât mai multe detalii. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Știm ce înseamnă susținerea unei teze de acest fel și vă felicităm. Domnule profesor, noi nu știm ce înseamnă. Da. E un copil al dumneavoastră cu care ați venit astăzi aici și suntem onorați că ați acceptat acest lucru, deși personal vă mărturisesc că a ajuns și peste ocean la prietenii noștri, dar așteptăm să vă vedem odată aici și ca poet. Vremurile sunt pregătite pentru poezie. Nu-i așa? Da. Atunci când nu mai e, când celelalte repere se amestecă, e un reper care rămâne și, dacă vedeți istoria omenirii, de obicei, în astfel de perioade turburi, oamenii au regăsit poezia, care este tot o secreție endocrină a corpului uman, dar știți cum e? E una dintre acelea care nu este niciun buletin de analiză, dar care e totuși leacul pentru lucru. Am venit astăzi aici din prietenie față de Grigore Cărciunescu și din dragoste față de Bașcan, dar am venit și pentru a omagia pe acești oameni extraordinari care, așa cum unele rituri vorbesc despre maiștri iluminați care te însoțesc și te apără, ei ar trebui să fie reperele noastre și care să ne oblige la demnitate și la onoare. Și am venit să lansez un apel pe care l-am mai lansat și în alte prilejuri, de aceea este un apel pe care l-a adresat poporului român și nu doar locuitorilor din Pașcani. Noi trăim tot felul de crize și spunem că sunt politice, că sunt economice, că sunt sociale. Cea mai profundă este poate criza de sens. Și criza de sens nu este o criză cu un singur capăt și cu nod la cealaltă, cum e când coși. Este o criză care este desfăcută la ambele capete. Și de unde venim și încotro aici. Astăzi noi vorbim despre prima parte, de unde venim. Noi nu vom ști de unde venim până ne împăcăm cu morții noștri. Vreau să vă spun cu toată tristețea că noi, într-un anumit fel, îi omorâm a doua oară. M-a întrebat doamna despre poezii. Volumul pe care îl scriu acum se numește Poemele Morților Uciși. Eu n-aș vorbi numai despre Gheorghe Brătianu. Fiecare dintre ei are o moarte cu mult mai compleșitoare și o memorie cu mult mai luminoasă cu cât ei sunt priviți
împreună, pentru că e vorba despre un martiriu al neamului nostru. Și aș adăuga lui și pe Ildu Maniu și pe Mircea Vulcănescu și detașamentele de exterminare ale preoților din Dobrogea și ofițerii armatei române care au fost uciși pentru că au refuzat să trădeze și pe eroii copilării mele din țara Vrancei, capitanul Mihai Timaru și frații Paragina și alții ca ei care au luptat în munții României și aduc un omagiu unui țăran care a murit cu arma în mână în munții Banatului în 1963. A fost ultimul român care a fost ucis de securitate în aceste lupte duse împotriva regimului comunist. Se numea Ion Banda, nu era nici ofițer, nici intelectual. Era un țăran, iată, după aproape două decenii de când Armata Roșie venise, el încă cu arma în mână lupta pentru acest neam. Și manifest regretul că ei nu-și găsesc în conștiința colectivă, în manualele de școală, locul pe care merită și lor, aș adăuga pe alții, a căror moarte poate că n-a fost asumată. Pe morții din 1989, despre care nimeni nu mai știe nimic, cu excepția Clujului și Timișoara. Clujului pentru că acolo sunt doi oameni de mare notorietate. Pictorul Matiș și actorul Călin Nemeș, care nici n-a murit în 1989. În 1989 au fost răniți și au prezut mort. Și s-a vindecat, dar s-a spărzurat câțiva după aceea, lăsând o scrisoare teribilă și care ar trebui să fie pe prima pagina manualelor de școală. Și în care atrage atenția în 1993 că societatea românească rătăcește de la legământul pe care tinerii morți l-au lăsat în 1989. Și pe excepția Timișoara, unde am întâlnit cu oameni care erau rude cu câțiva degenerație, nici unul dintre orașele țării. Am pus această întrebare în peste 50 de orașe. În niciunul din orașele țării, niciun român nu știa numele vreunui tânăr mort în 1989. Le spuneam, închideți ochii și vizualizați pe Decebal cu cuțitul la gât. Vizualizați pe Doja, pe Tudor Vladimirescu. Acum închideți ochii și vizualizați un tânăr mort în 1989. Cum să găsim noi calea dacă cel care ne întinde ștafeta nu ne găsește? Firește că ei n-au lăsat niciun testament. Unii au lăsat, Vulcănescu, nu ne răzbunați. Gheorghe Brătian, românii, un miracol mai mic. Dar sunt testamente simbolice. Unii n-au lăsat niciun testament. Dar noi știm de ce au făcut. De aceea un eveniment ca acesta și în care avem călăuză pe unul dintre ei care a făcut 15 ani de închisoare și care vine acum să ne vorbească despre ei, este un eveniment cu o rezonanță extraordinară. În cartea pe care am scris-o, în cartea șoaptelor, e vorba despre oameni simpli, pe care istoria îi lovește cu niște resorturi pe care ei nu le cunosc. Acolo adaug tuturor acestora încă o categorie despre care nu vorbim absolut nimic. Despre deportați. Despre deportați din Siberia, dintre care mulți au murit, alții n-au mai știut drumul către casă și au rămas acolo, și alții care s-au întors și au murit aproape imediat după aceea. Și eu în cartea șoaptelor vorbesc și despre aceea. Vorbesc despre spaimele, despre felul în care vorbeau în șoaptă, ca să nu se audă de pe stradă și ne învățau și pe noi ce trebuie să spunem și ce nu trebuie să spunem. Noi, uitând toate aceste lucruri, uitând ce moștenire am primit, nici nu vom ști ce trebuie să îndeplinim până acum. Și să spun, la final, o pică legendă. Știți? Fiecare generație trebuie să aibă dreptul la legendele ei. Generația mea a fost generația tristă născută după război.
îmi aduc aminte de copilărie. Era, se credea că războiul s-a încheiat, dar de fapt nu se încheiase cu totul, pentru că, cel puțin la mine la Focșani, semințele războiului mai încolțeau. Un coleg al meu de școală, Silviu, și bun că noi au găsit la un moment dat o bombă, care a explodat și pe care pe NPR, cum se va spune, era. El a murit, a fost un soldat într-un război care se încheiase de mult în care era murit. Mi-aduc aminte de televizorul vecinii la care mergeam toți cu scaunele, cum merge astăzi lumea la cinema. Mi-aduc aminte de difuzorul care buzeia cântece patriotice. Cum am fost duși cu școala la, să ne uităm la mormântarea lui Gheorghe Udej, așa cum acum se uită lumea la festivaluri sau la campionate mondiale de fotbal. Noi ne uitam la moartea lui Leontin Sălăjean sau lui Gheorghe Udej, arătată cu orele la televizor. Aduc aminte cum ne spunea învățătoarea să nu mâncăm ouă roșii când sunt otrăvitoare. Aduc aminte de toate acestea și despre ele am scris și în această carte. Și aș vrea ca oamenii de astăzi să se gândească la faptul că și ei au printre ei legende, așa cum iată noi vorbim de legendele din aceia antici de numărul război. Și am să vorbesc în final despre o fată pe care o cheamă Raluca Sălăjean. Și care, în clasa 11-a, fiind la liceu Iulia Hașdău, și ducând mâncare iubitului ei, care era soldat la Academia Militară, a murit împușcat în abdomen în 1989. Acum eu n-aș face nicio deosebire între Ana lui Manole și Raluca Sălăjean. Ana lui Manole a murit ducând mâncare iubitului ei, care era șeful grupului de constructori. Ea nu și-a asumat moartea. Ea s-a dus acolo din iubire necondiționată. La fel și la Raluca Sălăjean. Despre Ana lui Manole învățăm la școală. De ce ne e frică să învățăm despre Raluca Sălăjean? Cine e frică să privim în ochi și pe cei care au murit în locul nostru pentru ca noi să trăim în locul lor? De ce? Pentru că Ana lui Manole nu ne va întreba niciodată nimic pe când Raluca Sălăjean cu memoria ei, cu factura ei dintre morții cei noi, de tulburi. Singurul lucru pe care avem să-l știm despre camera aceea, despre Valea Plângerii, este să știm că lacătul este cât mai ruginit și mai bine încuiat. Exact ca și personajul de Petre Inspirescu, și nouă ne e frică să intrăm în camera aceea, în Valea Plângerii, pentru că atunci va trebui să ne revedem întreaga viață, exact ca și el, și s-ar putea să nu ne placă ce găsim, pentru că timp ce Ana lui Manole a murit și pe jertfa ei s-a construit o catedrală, pe moartea Raluca Sălăjean, ce s-a construit? Și de aceea va fi greu să explici copiilor rostul acestei legende. Dar eu vă spun că o legendă e legendă tocmai pentru că niciodată povestim până la capăt. Și de aceea noi trebuie să o povestim și să o răspovestim copiilor noștri și să ne împăcăm cu morții cei noi. Pentru că dacă nu o să ne împăcăm cu morții cei noi, așa cum zicea Constantin Noica, spiritul românesc va rămâne neliniștit. Nu vom știu unde să căutăm leacul și vom căuta întotdeauna acolo unde el nu este și de aceea nici nu vorbesc. De aceea să spunem că astăzi la Pașcani noi am trăit un moment de lecuire și așa cum molinile contaminează și lecuirile contaminează și poate că noi astăzi, lecuindu-ne, vom ajuta și pe alții să găsească cale. Alături se găsește o masă cu cartea șoaptelor și nici nu mă gândesc că nu vom avea bucuria să primim un autograf. Vă mulțumim foarte mult. De asemenea, există și încă un stand cu carte de la Mănăstirea Diaconești. Vă rog ca de la Editura Bonifaciu puteți face fapte bune pentru mănăstire și pentru dumneavoastră dacă veți achiziționa câte o carte de acolo. Las aproape de cartea domnului senator acest volum extraordinar care se numește Fericiți cei prigoniți și care are un preț incredibil de mic și de tentant.
dar sunt niște lecții așa de frumoase pe care le venim de aici. Mai devreme era aici domnul profesor Zadi de la Sighetul Marmației, vorbeați despre Cluj, mai devreme ardealul acesta pe care noi îl respectăm așa de mult, este cel care la Cluj, în 1995, dacă nu mă înșel, a inițiat Societatea Academică Gheorghe Brătianu. Ne onorează și pe noi să știm că Societatea Academică Gheorghe Brătianu are filiale în țară și ne-ar onora de asemenea dacă am putea să organizăm acum, domnule profesor Zadi, dacă sunteți aici, vă rugăm să veniți lângă noi, pentru că aveți deja experiență, să avem o filială a acestei societăți în orașul nostru, ca loc unde a trăit o vreme Gheorghe Brătianu. Prilești salut acum cu deosebită bucurie pe doamna doctorandă Simona Ionescu de la Palatul Domnesc de la Ruginoasa. Vă mulțumim că ați venit. Da? E locul, da, Ruginoasa e locul nașterii lui Brătianu. Casa, conacul, palatul, îi spunem în toate felurile, Cantacuzino Brătianu se găsește aici și vă rugăm să ne ajutați să facem un lucru bun. Microfonul este al dumneavoastră. Mulțumesc. Să știți că nimic nu este întâmplător. Cu scuzele de rigoare că nu mă voi ridica la înălțimea antevorbitorilor mei, să știți că nimic nu este întâmplător. Acum vreo, nici nu spun câți zeci de ani, la București, pe când eu aveam forul mult mai mult decât astăzi, împreună cu doamna preotu și cu un alt individ care pe vremea aceea avea și el părul și acum este președintele Partidului Național Liberal, pe am petrecut destule nopți, ne gândindu-mă că vreodată mă voi întâlni la Pașcan cu doamna preotu și voi transmite tuturor celor de față salutări cordiale din partea domnului Crin Antonescu, și mult succes în încercarea pe care acum o punem la cale. Și nimic nu este întâmplător. Eu sunt mai nou venit în Maramureș, ne fiind de pe acolo, dar reprezint Sighetul Marmației și Societatea Academică Gheorghe Brătianu Sighetul Marmației. Și de la Pașcan la Sighet, pe Google Maps, este o linie aproape dreaptă trecând munții. Și o linie aproape dreaptă, sigur, cu vicisitudinile biografiei personale a lui Gheorghe Brătianu, este între Ruginoasa și Sighetul Marmației, între naștere și moarte. Sunt aici în calitate de reprezentant al asociației noastre, care, având o experiență deja considerabilă, noi am apărut prin 97, când în urma victoriei CDR-ului a fost o mare emulație apropo de activitatea liberală și când ne-am înființat noi organizația, nu l-am avut pe domnul Bosganian dintre noi, dar a fost prezent Tărceanu, Antonescu, Chiriman, o mulțime de reprezentanți naționali al PNL-ului, pentru că noi ne-am desfășurat această activitate în sens de colaborare cu Memorialul Durerii de la Sighet, care acum nu mai este tot atât de prietenos cu asociația noastră din anumite motive locale. Teoretic, în momentul înființării, asociația academică Gheorghe Brătianu urmează să fie o filială a societății mamă de la Cluj-Napoca. Este mai ușor, așa, din punct de vedere juridic, fără să mai trebuiască să treceți și să faceți un dosar consistent care urmează să treacă pe la tribunal și așa mai departe. Ceea ce este nevoie este să existe un număr de membri fondatori, din care astăzi sper să vă alegeți un comitet de conducere. Și în momentul în care vom părăsi, veți părăsi această sală, există o listă deschisă pe masa care ne așteaptă, în care să vă semnați, numărul de buletin poate fi trecut ulterior, ca membrii fondatori ai societății. Dar prin această întâlnire care, din punct de vedere
eu funcționăresc, încep în acest moment, noi vom pune bazele asociate, alegând comitetul director, care va trebui să facă, din care va trebui să facă parte un președinte, un vicepreședinte, un secretar, un casier și doi membri. Ideea este că există oportunitatea de a alege și un președinte de onoare și nu mă îndoiesc că în spiritul celor amintite la începerea ședinței de către doamna preotul, nu există persoană aici de față mai potrivită decât doctor Ioniță pentru a îndeplini această funcție, care o fi ea onorifică, dar este plină de relevanță pentru activitatea asociației sale noastre. Cei de față aprobă această idee. Vă recomand ca printre stafful de conducere a asociației să îmbinați experiența cu tinerețea. Noi așa am făcut și ne putem mândri că asociația noastră a unui oraș mic este extrem de activă. Am adus cadou din partea noastră primele două numere ale Asociației Gheorghe Ivrătianu, realizate în ultimul an de activitate. Țin să spun că această asociație este o organizație de drept privat, neguvernamentală și nepolitică. Sigur, nu putem uita Gheorghe Ivrătianu cu trecerile lui dintr-o parte a fost prin naștere liberală. Deci nu putem să negăm membrilor PNL dreptul de a face parte dintr-o astfel de asociație, dar asociația în sine își propune, prin statutul organizației mamă de la Cluj, care în mod automat devine și statutul dumneavoastră, în principal o activitate științifică, bazată pe revenirea memoriei poporului nostru, în special a vremurilor mai noi. Și aici aș adăuga o categorie la ceea ce domnul Bosnian, domnul senator, spunea morții noștri. Mai este o categorie pe care nu vă dăm în seamă. Morții care au continuat să trăiască. Cei care au murit foarte mulți pe din lăuntrul lor, datorită vremurilor, zicând că vremurile sunt peste oameni. Și așa fiind, i-au murit încetul cu încetul. Și primii care au trebuit să plângă pentru această moarte sunt indiciși, dar nu realizau și unii nu realizează nici astăzi, dacă mai sunt cu viață. Deci, o activitate științifică, eu vă urez, cum să zic, multe succesuri în această activitate și există foarte bune premise, pentru că deja în această casă de cultură pentru care vă invidiez, există, văd, câteva exemple de bună practică, după limbajul nou bruxelez, și pornind de la aceste exemple, pornind de la numărul mare de tineri, inclusiv tinerele care sunt aici, nu mă îndoiesc că asociația noastră va avea un viitor frumos și poate că pe drumurile dumneavoastră ne vom mai întâlni cu noi cei din Sighet sau cu cei din Cluj. Deci, trecând la chestiunile practice, invit aici pe câteva personalități de bază ale comunității locale pe teren științific și pe teren politic și administrativ, doamna preotul Ivașiti, astfel încât să ia loc la prezidiu și să trecem la alegerea comitetului coordonator la propunerea celor din prezidiu sau a sării. Vă rog, doamna preotul. Mulțumesc frumos! Am discutat aceste lucruri, n-am venit așa cu lecția nefăcută, ne-am agitat în legătură cu societatea academică, de aceea permiteți-vă, rog, să invit pe doamna conferențiară dr. Claudia Costin. Vă rog, domnule primar, în momentul în care îi faceți loc, sigur că veniți aici împreună cu noi, nici nu trebuie vorbă. Da. Domnul Marius Pintilie, elevul meu eminent la Latina și acum un prosper om de afaceri și cu mare simțire și politică, din câte știu eu, nu? Da? Felicitări! Da? Și în mijlocul dumneavoastră aș vrea ca domnul doctor Ioniță să fie prezent. Domnule doctor,
vă mulțumim, noi vă mulțumim, Domnule Doamne. Deci lucrurile cam așa sunt și eu sunt de oaică, mă fac o parte aici alături. Haideți să manipulăm statul. Deci, în calitate de coordonator al activității, vă propun să votăm prin aclamații președintele de onoare al Asociației Gheorghe Ipleteanu, domnul dr. Leniță. Vă mulțumesc din suflet. Pentru funcția de președinte, care în mod implicit are și un substrat academic profesional, doamna profesor, dacă sunteți de acord, cine este pentru? Domnul senator ridică brațele, deci mergem în continuare pe procedura aceasta. Nu vreau să fac o aclamație. Dacă Tăcăș a fost primit, votat prin aclamații, noi de ce n-am făcut așa ce? Noi suntem mai puțin buni români decât dânsul. Bun. Mulțumesc foarte mult. Desigur, această funcție, acest rol al meu, este onorant, este motivant și ca atare mă obligă. În numele istoriei poporului român, în numele lui Gheorghe Brătianu, în numele a ceea ce suntem, dar mai ales a ceea ce trebuie să fim. Mulțumesc! Vă mulțumesc și noi! Continuăm cu manipularea. Domnul primar, ați fi dispus să acceptați din partea noastră o funcție de vicepreședinte? Facem așa și o obligăm. Am să spun următorul lucru. Vreau ca această funcție să fie aleasă de data asta fără manipulare. Eu să fac parte din acest comitet fără niciun fel de probleme. Nu refuz. Eu am spus așa ar fi bine. Deci accept să fiu în comitet, accept și funcția dacă vine propunerea din sală. Manipulați dumneavoastră, că o zic lumea că am manipulat eu și primarul vrea să fie vicepreședinte. Nu, de asta am spus eu. Asta să o lăsăm la liber și dacă este o altă propunere să fie și eu rămân în comitet. Pentru prima dată un om politic face un pas înapoi. Nu e de remarcat. Atunci, domnul profesor, care am înțeles că are deja o activitate atât pe plan științific și pe alte planuri, dumneavoastră acceptați, nu mă refuzați, vă rog frumos, eu. Da, ca vicepreședinte. Ups! E unde o facem? Dar nu strică să avem dintr-o noastră. Bun, eu cedez. Pentru funcția de vicepreședinte, există o propunere? O propunere din sală. O propunere din sală. Dar poate că poate una să nu poate așa face. Nu se poate, trebuie pe procesul de tal. Încerc să fiu rapid. O propunere din sală. Domnul primar este bun pentru funcția de vicepreședinte. Este, dar refuză. Nu, n-am refuzat. Dar propunerea din sală nu se refuză. A, deci acum la insistența de sală. Nu să manipulez cu asta. Mai există o altă propunere? Îndrăjnește cineva să propună pe altă persoană vicepreședinte în afară de primar? Mă găsesc. Deci, haideți să-l aclamăm pe domnul viceprimar. Vă mulțumim pentru modestie. Deci avem președintele onorific, președinte, vicepreședinte, un secretar, doamna preotă, vă rog să-mi zâmbiți. Ce credeți că scăpați de responsabilități? Dacă tot ne-a organizat atât de bine, ar putea să organizeze și viața asociației. Dacă sunteți de acord cu doamna. Munca pe refuz. Să fiu de două ori secretară, aceasta e întrebarea, pentru că sunt și secretară Asociației Mitropolitului Sarion Puri. În cap, în cap. Si, nu există incompatibilitate. Prima și restul sunt chestiuni mai puțin importante? Da. Da. Ofer microfonul. Am să intervenim un pic, sunt foarte expeditiv. Deci eu vă propun ca în acest context să facă parte și domnul Arie Sfântului, sunt un om de afacere prostă, deși eu era de... Nu, ca să... Cred că mai degrabă... Nu, e periculos. Da, e periculos, spus de cuvânt.
Da, și rămâne practic să mai numim un singur membru în comitetă, este totul gata. Deci ne trebuie doi membri, domnul Marius Petilie este unul, mai... o propunere cu un membru în comitet, cine se voluntă? Zice domnul, și ne asta vreți să fiți un membru, da, domnul inginer Cărliba. Deci, liberal, am să vă spun două vorbe. Dragii mei, iată că mai punem o cărămidă la ce facem noi în Paștani, în domeniul culturii, istoriei, dacă vreți, în a ne auto-educașe, auto-înțelege pe noi înșine. Știți foarte bine că avem galeria de artă, Arcadia, care până acolo a găzduit în jur de 10 expoziții cu pictori de talie națională și internațională, cu tablouri la Vatican și în Muzeul de Istorie a Marinei Militare din Statele Unite, și constituirea acestei asociații, acestei filiale asociației Gheorghe Brătean la Pașcani, ne obligă pe noi cei de aici ca să ținem la un nivel istoria, dacă vreți, în Pașcani nostru drag. Și de ce spun acest lucru? 20 de ani de zile în Pașcani am făcut de toate. Am făcut și puțină cultură, puține activități, adevărat, n-am stat, n-am făcut o perioadă moartă, dar în ultima perioadă, acest aspect al vieții din municipiul Pașcani a căpătat o altă conotație. Ceea ce spunea domnul senator, ceea ce spune domnul profesor apropo despre înființarea acestei asociații, ce vor spune ceilalți vorbitori, nu ne face pe noi, cei de generația mea, mă refer și cei aproape de generația mea, mult mai, hai să folosesc cuvântul deștept sau cu cunoaștere mult mai mare. Bucuria mea este pentru acești copii din jurul nostru. Dacă noi astăzi clădim ceva, clădim pentru acești copii. Spunea majestatea sa, regele Mihai, că țara, aproximativ am să dau citatul, nu este moștenire primită de la părinții noștri, ci este un împrumut pe care îl facem. Ne-am împrumutat țara pentru copiii noștri. Am împrumutat de la ei? De la ei. Trebuie să o dăm înapoi. Am împrumutat-o de la copii și noi trebuie să o dăm înapoi mai frumoasă, mai bogată și poate mai liniștită. Că suntem tare neliniștiți. Eu vă mulțumesc și vă spun, așa cum există anumite acțiuni, branduri în Pașcani, pe care le-am organizat în ultimii 12 ani de zile, nu vreau să le amintesc ca să nu se interpreteze altceva, eu vă promit că această filială în Pașcani va trăi, va avea activitate, vom găsi soluții și financiare, pentru că e o problemă, dar și soluția de a invita personalități care să ne onoreze cu prezența și apropo ce spunea domnul Varujan, să ne găsim morții noștri și morții vii de care punea domnul profesor, să facem, să trăim și să cunoaștem adevărul despre noi înșine. Eu vă mulțumesc încă o dată și sper să fie totul bun și frumos până la sfârșit. Pe care dumneavoastră puteți să vă înscrieți ca membrii ai Societății Academice Gheorghe Ibrădeanu, al cărei președinte onorific este domnul dr. Nicu Ioniță, în fața căruia toți astăzi ne înclinăm cu nespusă sfială și cu deosebită prețuire. În 1919, când la Budapesta Partidul Comunist a format conducerea țării, condusă de Bela acum, Ciurce, care era ministru de război, a spus următorul lucru. Trebuie să ajutăm România cu bani, cu armament, cu tot ce putem,
pentru ca să înnăbușe comunismul din Ungaria, pentru că altfel suntem noi în pericol. Asta în 1919. Ca după 25 de ani, același Churchill se trateze cu Stalin vinderea României. Au spus 90%, dar cred că a fost 190%. A doua dată, la 1 septembrie 1939, când a început războiul germano-rus, adică germano-polonez, conducerea Americii, este vorba de Roosevelt și Truman, care era vicepreședinte, s-au pronunțat. Truman a spus, noi suntem observatori. Dacă vor învinge rușii, îi ajutăm pe nemți. Dacă vor bate nemții, îi vom ajuta pe ruși. Iar Roosevelt a spus, noi intrăm în război alături de Anglia ca să păstrăm unitatea Angliei și să apărăm comunismul. Sunt date care a pecetuit soarta României. A venit 1944, când războiul s-a terminat, armatele sovietice au intrat în România. Ce a urmat, se știe foarte bine. În primul rând, a fost lichidată toată conducerea armatei române. A fost lichidată elita politică, a fost lichidată elita intelectuală. După care au început arestările masive. Au intrat în pușcărie din România peste 2 milioane de români. Câți au murit, încă nu se știe. Din aceste 2 milioane am făcut și o parte. E foarte greu de reamintit ce s-a întâmplat în închisorile din România. Dar, printre multe altele, s-a întâmplat un eveniment extraordinar de anormal într-o societate a secolului 20. La închisoarea Pitești, unde am ajuns după 2 ani, această închisoare a fost transformată într-un laborator de psihopatologie umană în care s-a dus o activitate greu de cuantificat și greu de descris. În această închisoare s-a urmărit transformarea omului în contrarul său. Metoda a fost simplă. Teroarea. Teroarea 24 de ore din 24 zile, săptămâni și luni de zile. În ce a fost această teroare? Bătăi, schingiriri și multe altele. Important n-au fost aceste bătăi și aceste schigiri teribile în care mulți prieteni și colegii mei au murit. Important a fost altceva. Că aceste chinuri, aceste bătăi, aceste schigiri au fost făcute de către colegii mei și de către prietenii mei. Adică o parte dintre deținuți care au acceptat colaborarea cu Partidul Comunist au fost obligați ca să-și dovedească atașamentul față de noua conducere să te oblige și pe noi să acceptăm. Asta a fost marea părere.
foarte dureros. După ce m-am eliberat, după 6 ani, am ajuns la Iași. A fost greu. Nu aveam casă, nu aveam casă. Și atunci m-am dus la colegii mei care, între timp, de mulți, eu, înainte de a intra în închisoare, i-am ajutat foarte mult, pentru că eram cadru de date la Facultatea de Medicină. I-am rugat, ajutați-mă, dați-mi un post undeva să lucrez într-un spital. Nu am privit nițeles ca medic, zic, nu, infirmier, un de serviciu, orice. Mi-au întors spate, mi-a spus, nu. Ba, mai mult, unul din bunii mei prieteni anterior m-a dat afară și spune, n-am nevoie de asemenea elemente în patrimoniu. Ce s-a întâmplat? Ceea ce au făcut colegii și prietenii mei în închisoare, așa au făcut și colegii mei care erau afară. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat cea mai mare tragedie pentru poporul român. Pentru că prea mulți, mult prea mulți, au acceptat colaborarea și noi am rămas, noi cei care am ieșit din închisoare, care am scăpat într-o dată cu viață, am fost... Am fost în continuare bandit și criminal, așa cum am fost numiți în închisoare. Asta este tragedia poporului român. A trebuit ca 12 ani să lucrez unde am putut, am fost și salvator și muncitor, orice, dar trebuia să trăiesc. La un moment dat lucram pe un șantier și am fost chemat de acolo și mi-a spus, bine băi, tu ești doctor și lucrezi aici. Zic, tu crezi pentru că vreau să trăiesc. Deci, tragedia poporului român... Nu faceți cu degetul pe microfon, că s-aude zgomotul. Bine, tragedia, aceasta este tragedia poporului român. Am participat la foarte multe congrese, simpozioane, și am vorbit de ceea ce s-a întâmplat la Pitești. O delegație a foștilor deținuți politici din Polonia a venit și m-a întrebat. Și mi-a spus așa, și la noi în Polonia a fost comunismul. Dar n-a fost ca la voi. De ce? De ce la voi în România a fost comunismul în halul ăsta? Și la noi nu a fost experimentul Pitești. Acest experiment este unic în istorie. Rămâne ca pentru tinerii de astăzi să încerce, să caute și documente au început să apară foarte mult, să explice de ce în România comunismul a fost mai amar, mai dureros decât în toate celelalte țări. Eu vă mulțumesc! Adâncă reverent. Cred că nici n-are importanță. Să mergem la memorialul de la Sighetul Marmației. Să mergem la memorialul de la Iud. Și să mergem la Sfânta Biserică.
cred că acestea sunt locurile unde trebuie să mergem. Am fost la memorialul de la Iud și v-am găsit portretul în celula rezervată medicilor. Au fost celule în care n-am putut să intru. Nici în celula lui Drăcheanu, nici în cea lui Manimu. Și am ieșit repede de acolo, de unde vedeam lucrurile date de Elisabeta Riza. Să mergem acolo. Noi, împreună cu copiii noștri. Și să învățăm. Și să depășim acum, atât cât putem, acest lucru. Am adus alături de cele două cărți pe mai devreme, cartea semnată de domnul doctor Nicu Ioniță, pe care am obținut-o prin deosebită sa amabilitate și prin amabilitatea Academiei Civice. De-aminte, astăvară am fost primită cu brațele deschise prin domnul doctor, de domnul Rusan și de doamna Ana Blandiană, care și-au continuat amabilitatea față de noi toți, prin domnul doctor, oferindu-ne curatorul expoziției Canalul Dunăre Marea Neagră, domnul Romus Rusan, oferindu-ne această expoziție sub care noi acum ne-am așezat, chiar sub listele lungi ale morților de la canal. Înainte de a ruga pe doamna profesoară Angela Cășel să ne prezinte expoziția și înainte de a ruga apoi pe domnul Dragoș Sămăstanu, care a fost de asemenea acolo și a făcut un film impecabil, profesionist, ca un adevărat fiu de profesor de istorie și ca om, înainte de toate, om adevărat. Permiteți-mi, vă rog, să salut prezența aici, în domnului Velu Feneghiu, pentru că, da, bine ați venit! Poftiți! Veniți-ne mai aproape, așa ne vă să vedem pe sticlă, știți? Sunteți mai simplu decât vă vedem pe sticlă. Televizoare, aici, da, 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 ele deformează. Bine ați venit la noi! Domnule profesor Furic, ce părere aveți despre cele ce se spune aici? Vreau să vă mulțumesc că mi-ați prilejuit un asemenea adunus pe Pașcani și rememorarea unei din marii noștri istorici și o politică, chiar la Gheorghe Brătean, nu a ocupat niciodată nicio funcție. Trebuie să spunem acest lucru pentru că multă lume nu știe. Și pentru că s-a vorbit foarte mult despre Gheorghe Brătean, mi s-a prezentat viața așa și biografia sa și pentru că mai apoi mi s-a spus despre sens și mai apoi am văzut că acest sens este tragic. Și pentru că am văzut că trăim într-o societate în care, spun eu, criza sensului, ci criza noimii este cea care ne marchează, pentru că sunt lucruri fără noimă, pe care nu le înțelegem, din păcate, nici măcar în aspectul lor superficiale. Cred că ar fi dispus ceva care să lege toate aceste subiecte și am să încerc să fac acest lucru. Un episod din viața lui Gheorghe Brădeanu, un episod din trauma colectivă pe care societatea a trăit-o în anii comunismului, cu vremurile bicesnice de astăzi. Cred că este prilduitor, dacă ne vom gândi, în următoarea lui Gheorghe Brăteanu și-a înțeles destinul atunci când, în umbra lui Nicolae Iorca, a scris una din lucrările despre care s-a vorbit aici, și anume Marea Neagră de la origine la Cerbea Otomană. În această carte, dincolo de poveștile pe care ați auzit și de conținutul ei pe care îl puteți citi oricând, există trei definiții foarte frumoase. Dincolo de raportul Munte Mare, există o definiție a spațiului etnic, a spațiului vital, să nu uităm că vorbim în perioada celui de-al doilea război mondial, și a spațiului de securitate. Aceste trei dimensiuni au fost înțelese de Brăteanu ca un adevărat român. Și spun adevărat român pentru că toți suntem români într-un fel sau altul. El a fost unul adevărat pentru că s-a și jertfit pentru această dimensiune națională. Vorbind despre spațiul etnic, Brăteanu spunea că iată, noi românii, el fiind foarte bun medievist, ne-am așezat în acest spațiu și spațiul românesc începe de la o localitate pe care o numim Tighina, pe care turcii au numit-o Bender și care, în traducere, înseamnă poartă. Am fost la o poartă. Și de aici, toată mitologia colectivă, poarta creștinătății, spațiul de tranziție în vieși și vești,
poziția geopolitică și geoistorică pe care Brădeanu a înțeles-o foarte bine. Brădeanu nu a fost un om politic propriu-zis. A fost un vizionar, a fost un foarte bun geopolitician. Și acest lucru este fundamental. Geopolitica a fost mereu bunită. Nici astăzi nu e privit după ei bun de multe lume. Dar el a înțeles și a și publicat prima revistă de geopolitică la noi, a înțeles și geoistoria și a spus spațiul pe care noi trebuie să-l controlăm pentru ca noi românii să fim în securitate, vine de la structuri în Crimea. Și a și fost în 42 în Crimea. Spațiul acesta pe care l-am numit atunci spațiul de securitate se regăsește astăzi. Vedeți că vorbim de spațiul de securitate la Marea Neagră, de conflictele înghețate. Discutăm de toate lucrurile acestea într-un context care a fost amizajat. Și aici intervine această calitate de vizionare lui Brădeanu. Brădeanu a înțeles Marea Neagră, dincolo, pe un spațiu al tranziției, ca un spațiu care este determinant pentru noi românii. Și a înțeles că dacă muntele este pe ren și granițele de peste munte, într-un fel sau altul, pot fi apărate, spațiul Mării Negre este cel care ne dă un orizont și ne definește. Spuneam că Brădeanu, vizionar fiind, și-a înțeles condiția. Și, evident, orice intelectual, orice om bine educat, își dădea seama în perioada comunizării. Pe destinul său va fi un tragic, dacă va rămâne în țară. Și a rămas. A rămas pentru că și-a imaginat, probabil, istoric fiind, că dacă s-a dus în dimineața zilei de 23 august și a spus Mareșalului Antonescu că e timpul să încheie armistițiul și că are această misiune din partea partidelor istorice, istoria va fi recunoscătoare. Istoria nu este niciodată recunoscătoare, pentru că istoria funcționează ca o memorie colectivă, adesea viciată și, din păcate, la român, memoria socială este foarte scurtă. Ceea ce domnul doctor Ioniță a trăit, în ceea ce plastic s-a descris într-o carte care a făcut furori, fenomenul Pitești, în îndemn societic, dacă aveți puterea, veți înțelege că acest tip de gândire l-a marcat și pe el. Și destinul său a fost unul care a pus capăt, dacă vreți, într-un mod tragic, familiei fondatoare a României moderne, familiei brădienilor. Trupul său, sau ceea ce se presupune, că ar fi trupul său, semintele sale, se află astăzi la Ștefănești, la Florica, lângă Pitești, înrumate în cavoul familiei. Și memoria sa, cred că, este mai puțin păstrată decât în raporturile pe care el le-a avut cu Nicolae Iorga. Spuneam că am să încerc să fac această paralelă și promit că încheie de curând. Nicolae Iorga l-a stimat, nu l-a iubit niciodată. Nicolae Iorga a publicat primul studiu, oastea moldovenească de acum 300 de ani. Era vorba de oastea ploierească a lui Ștefan Tomșa, în 1916. L-a vrut alături de el, nu l-a înțeles niciodată în plan politic, l-a respectat și l-a stimat așa cum o face noi cu dușmanii și cu adversarii. Gheorghe Brădeanu a făcut parte dintr-o generație care a contestat anumite valori. Și așa numite George și credința sa în restaurație, dezicerea sa de actul la 4 ianuarie, la actul prin care Carol, devenit Araiman, a renunțat pentru totdeauna la tronul României, a fost sprijinit de bătrânii lor. S-a certat cu Ventilă Brădeanu, unchiul său, s-a certat cu toată lumea și fără să fie un om de dreapta, a fost un soi de liberal-democrat care a fost nu un ideolog, ci un ideocrat. Partidul său nu a avut niciodată rezultate. Ba mai mult, cei care l-au criticat l-au amintit mereu că împreună cu Național Țărănești au semnat pactul din agresiune cu Garda de Fier, în anul din 37, cei care au marcat sfârșitul democrației parlamentare, într-o anumită manieră. Dar cu toate acestea, el și-a înțeles foarte bine rolul și și-a asumat această chestiune și acest destin, fiind de două voluntari. Și în primul și în al doilea război mondial. Cred că lucrurile astea sunt pilduitoare pentru ziua de azi și spuneam, pentru vremurile vicisnice pe care le traversăm, pentru că ele demonstrează ceva. Și anume, că în istorie nu există numai construcții. Că istoria nu înseamnă progres. Că istoria nu înseamnă evoluție. Că istoria trebuie înțeleasă ca o ființă vie. Dar o ființă care de foarte multe ori te supune unor hazme care îți depășesc destinul. Are crampe. Are crampe. Fericiți și ei pregăniți. Nu sunt fericiți. Gândiți-vă că una din cele nouă fericiri pe care ne vorbește Cartea Sfântă spune așa, fericiți cei săraci cu Duhul, pe celor fi va împărăția celor. Cei săraci cu Duhul nu sunt cei săraci la minte.
cei săraci cu Duhul, sunt cei care sunt feriți de suspiciune față de ceilalți. Cei pe care noi, în societatea contemporană, îi numim naivi. Cei care sunt idealiști, cei care cred în principii, cei care au credință profundă. Dacă veți înțelege asta, veți înțelege de ce Gheorghe Brădeanu nu poate fi acuzat de naivitate atunci când și-a asumat acest destin. Și cred că ultima pildă pentru noi toți este aceea că astăzi nu trebuie să ne asumăm un destin pe care, indiferent de vremurile pe care vrem, îl avem dat, înscris în noi, ci trebuie să-l construim. Să fim activi. Și să fim activi într-o direcție care ne garantează ceva. Și anume, partea de responsabilitate din libertatea dobândită în 89. Raluca Sărăjan a avut dimensiunea responsabilității, nu a avut dimensiunea tragică a anii, dar a avut această dimensiune a responsabilității față de cel care iubește. Așa cum avem față de cei pe care iubim, familia noastră, rudele noastre, orașul nostru, țara noastră. Această dimensiune a responsabilității este cea care definește, cred eu, liberalismul astăzi. Și este extrem de important să subliniem acest lucru. Responsabilitatea noastră față de noi și față de cei care iubim impungă în mod funcțional dimensiunea libertății. Să ne bucurăm de libertate, să ne amintim că alții au atins-o, au înmuiat-o și nu au reușit să moară în libertate. Vă mulțumesc! Știm că printre dumneavoastră există numeroși doritori de Cartea 7, nu știu că sunt celelalte, și știm că vă așteaptă un efort, domnule senator, de a oferi poporul laudă. Dar să luăm o mică pauză, sunteți de acord? Da. Da. Vă mulțumesc! 10 minute, credeți că sunt suficiente, da? Apă, cafea, ceai, salemuri vă așteaptă. Atunci aducem aici... Care îl servesc, spunea Gheorghe Brădeanu.
Și țin să precizez că la Memorialul Siget, inițiat de Fundația Academia Civică, se află fotografiile a doi proșcăneni. Domnul Gheorghe Brătianu, istoricul, marele istoric Gheorghe Brătianu și domnul doctor Nicu Ioniță. Este o situație care trebuie valorificată de noi coșcănei, pentru că discutăm despre foarte multe consecințe ale regimului comunist, regim despre care spunea Țuță că este un cancer social, unde se instalează, rămâne pustiu. Regimul comunist a modificat în totalitate valorile importante ale oricărei comunități, familia, credința, neamul. Și așa cum spunea și domnul doctor Ioniță în lucrarea Psihotrauma de detenție, regimul comunist a călăduit în societatea românească, în casele oamenilor și, din păcate, s-a instalat și în sufletele acestora. Canalul Dunăre Mare Neagră este o creație a regimului comunist, o proiecție megalomană, care a avut un scop, și anume reeducarea celor care nu au fost înregimentați în noile structuri ale regimului comunist. Vorbim despre elite ale societății românești, elite militare, elite intelectuale, elite politice, studenți sau elevi, care au mers în acel loc, forțați fiind, și care au realizat un lucru propus în societatea românească, fiindcă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, regele Carol I a refuzat să inițieze un astfel de proiect, pentru că s-a gândit că este o acțiune de mari proporții, o acțiune care necesită un efort extraordinar. Efort care a fost realizat de oamenii care au ajuns acolo. Vorbim despre un canal de 65 de kilometri, unde au fost create 14 lagăre de exterminare. Sistemul concentrațional este o realitate a societății românești. Vorbim despre lagăre, închisori, colonii de muncă și cel puțin la canal au fost în jur de 100 de mii de oameni. Dacă e să ne uităm la această expoziție realizată de Fundația Academia Civică, vom vedea că are două părți distincte. O primă parte documentară, istorică, și a doua parte axată pe studii de caz, care prezintă viețile particulare ale unor oameni care au ajuns în acele locuri, fire rupte de poveste, uniți prin aceeași tragedie. Povești diferite, dar care până la urmă au avut aceeași soartă. Și aceste două părți distincte sunt separate de acele patru liste, unde sunt scriși morții la canal. Este, până la urmă, pentru fiecare dintre noi o datorie să amintim de fiecare dată ce s-a întâmplat în perioada regimului comunist, pentru că discutam despre o nostalgie, poate, în societatea românească față de acest regim. Regim însă care a avut și foarte multe fețe ascunse, care trebuie cunoscute indiferent de context și care, în anumite situații, ne pot învăța să ne respectăm trecutul pentru a vedea care ne este prezentul și pentru a ne contura viitorul. Expoziția a fost descrisă de mass media drept cutremurătoare, pentru că prezintă anumite aspecte, am spus de la început, teoretice și scrie acolo la început, în acel proces verbal al ședinței Consiliului de Ministri din 25 mai 1949, afirmația este scrisă, afirmația lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Aici nu va curge doar apa. Acest canal nu înseamnă doar, să zicem, un context în care va curge apa. Și a avut dreptate, pentru că acolo a curs foarte mult sânge românesc. Vorbim despre multe drame care trebuie reamintite de fiecare dată. Și expoziția prezintă faptul sau felul în care a fost inițiat canalul, anumite aspecte, să zicem, documentare și, în ultima instanță, agonia acestui proiect care a fost fixat în 1953, fiind condamnați înșiși conducătorii, nu neapărat inițiatorii, ci șefii acelui proiect, pentru că au fost acuzați de sabotaj. Vorbim despre mașini care erau aduse din Siberia, mașini aduse din Uniunea Sovietică și care nu aveau un randament deosebit. E adevărat că acest proiect va
fi reluat în timpul lui Nicolae Ceaușescu și, paradoxal, va fi deschis la 26 mai 1924, la o zi după ce la 25 mai 1949 sunt inițiate lucrările acestui proiect numit Marele Șantier Național, de fapt cimitir programat sau mormânt al națiunii românești. Poate este cazul în acest context să amintim numele celor, numele pășcănenilor care au suferit de pe urma detenției regimului comunist. Vorbim despre o listă pe care eu am aflat-o nu de mult. Nu pot spune ca profesor de istorie că știam foarte mult de lucruri. Sincer, am scris despre domnul doctor Ioniță la acel proiect pe care l-am trimis la Siget, dar nu-l cunoșteam. Ulterior am făcut cunoștință cu acest om care m-a impresionat deosebit, în mod deosebit, și care are foarte multe de oferit tinerilor. Și cu voia dumneavoastră o să încerc să citesc acea listă. Vorbim despre persoane care trăiesc, îmi cer scuze dacă nu o să numesc pe alți oameni care sigur trebuie amintiți de fiecare dată în orice context. Rățoi Dumitru, Dumbravă Jenica, Ricu Paraschiv, maestrul atelier de CFR și unii dintre pășcănenii care au fost închiși în închisori și care au murit. Inginerul Cristea Vasile, domnul inginer Dragomirescu, domnul Ciobraga Mihai, mecanic la CFR. Și cred că în acest context trebuie amintit și procesul organizat în anii 50, în 1958, cu cei 18 pășcăneni, lucrători la atelierul CFR, unii dintre ei murind în închisoare. Cu voia dumneavoastră aș vrea să oferim un moment de reculegere pentru cei care au murit în închisorile comuniste. Mulțumesc. Oricât am povestit noi despre această perioadă, nu cred că istoricii, profesorii pot prezenta în realitate lucrurile care s-au întâmplat. Cred că este cazul să discutăm despre anumite situații care pot fi valorificate atunci când încercăm să rememorăm adevărul și voia dumneavoastră o să-i ofer cuvântul domnului Ioniță. Poate ne povestește anumite lucruri despre situația de la acea așa numită perioadă. Am ajuns în luna iunie 1951 și am lucrat până în iunie 1954. Deci 3 ani de zile am stat la Cata. Am stat într-una dintre cele mai grele colonii, la peninsulă. Eram acolo câteva mii de deținuți. Condițiile greu de descris. Greu. În schimb, munca a fost extraordinară. Plecam 12 ori eram în cap, la care se mai adaugă timpul plecat din colonie până la 5 sau 7 km, mergeam pe jos, vară, iarnă, ploi, nisot, contat. Nu am lipsit nici o zi de la lucru. Norma depășea cu mult posibilitățile unui om de a o îndeplini. Nu îndeplineai norma, erai pedepsit, în sensul că nu primeai pachet, rația alimentară era numai pe jumătate, plus alte pedepse. Și una dintre pedepsele care, în care am beneficiat și eu de foarte multe ori era carcerea. Această carceră era o pieretă mică, foarte îngustă, că nu te puteai lăsa decât pleca jos cât la centimetri. După ce veneai la lucru, te băga în carceră, să te ai toată noaptea, fie că probabil era vară sau iarnă sau viscol, nu conta. Stăteai acolo până a doua zi dimineață, când plecai la lucru, te scăteai în acea carceră și plecai mai departe.
Iarăși ca să accentuez un lucru. Greutățile prin care au trecut oamenii, unii au cedat. Și cedând, au trebuit să ne supravegheze pe noi. Cei care au scășit. Încercam să ne mențin pe ei. Toate pedepsele care le-am avut la canal erau din cauza acestor colegi, acestor prieteni de experiență, pentru că se duceau și spunea, ăla a spus așa, ăla a făcut așa, ăla sau nu putea să muncească, în sfârșit. Adică vreau să accentuez un lucru, că suferințele prin care au trecut oamenii, foarte mulți au cedat, nu au mai putut rezista. Este de înțeles, nu toți oamenii sunt la fel. Mai mult, în acel lagăr numit Peninsula, în care eram câteva mii de lume, la un moment dat au făcut și o închisoare. Normal că nu puteam să lipsesc și din acea închisoare. Am fost dintre primii care am ajuns în acea închisoare. Adică ne-a scos, ne-a izolat acolo, bineînțeles, condițiile erau nu grele, mai mult decât grele, și masa era de subsistență. O cană de apă și o felie de pâine pe zi. A fost greu, fără discuție că a fost greu. Dar greu m-a fost și din altă încredere. Eu am stat 6 ani de zile în închisoare. În acești 6 ani de zile, nu am avut nicio informație despre familia mea. Nu am avut voie la nici să primesc o scrisoare, nici să primesc o scrisoare. De multe ori, părinții mei au aflat unde sunt și mi-au trimis un pachet. Am fost anunțat la coapa închisorii să mă duc să ridic pachetul. Când am ajuns acolo, milițianul care era, se uite pe listă, cum te cheamă, i-am spus, n-ai voie. Mi-a dat și un picior în spate și am plecat. Deci nu am avut voie timp de 6 ani de zile să primesc o scrisoare sau să primesc un pachet. Când am ajuns acasă, am găsit-o numai pe mama și mi-a spus că în fiecare lună a trimis un pachet. Ce s-a întâmplat cu aceste pachete? Și în situația asta a fost numai eu, a fost minunță. Ce s-a întâmplat cu aceste pachete pe care le trimiteau familiile? Acestea erau împărțite la brigadierii care le conduceau noi. Și acești brigadieri erau tot deținuți politici, toți prieteni și colegi ai noștri. Încât transformarea unor oameni a fost atât de adâncă, încât pur și simplu au fost neoameni. Stau și mă întreb, au fost ei de vină? Poate că da, dar poate că nu. Dacă ar fi fost lăsați liberi, în sărul familiei lor, la activitățile pe care le duceau înainte, ar fi fost oameni cinstiti, oameni corecți și ar fi contribuit la ridicarea țării. Dar condițiile în care au fost obligați să trăiască, au cedat. Partea, poate cea mai grea, este că după ce au cedat, au fost obligați să lovească și ei în cei care nu au cedat. Asta a fost o perioadă cea mai mare, pentru că vă spun. Spunea următorul lucru, cei care nu interesau. Obligații să fac ceea ce faceți voi. Și atunci, într-adevăr, ei și-au luat această obligație
Și au început presiuni deasupra noastră, sub toate formele, ca să facem și noi la fel. Adică să colaborăm și noi cu, cu puterea între acelea. În acest lagăr în care am stat 3 ani de zile, au murit foarte mulți. Și erau încărcați într-o căruță, duși în cimitirul din satul de la apropiere, fără nume, fără nimic absolut, erau aruncați în grob comun și plecau. Îmi povestea cineva, unul dintre deținuți care însoțea căruța cu aceste sicrie, că la 2-3 zile când duceau alți morți, au văzut pe mormintele lor că erau cruci. Oamenii din sat se duceau în cursul morții, făceau câte cruce și o puneau la căpătuiul mormântului, fără nume, bineînțeles, dar ca să știe că, într-adevăr, acolo este cineva. Această solidaritate nouă ne-a dat foarte multe gândiri. Adică am spus, dacă într-adevăr aici este iadă pe pământ, înseamnă că afară încă mai sunt oameni care mai cred în Dumnezeu, care mai cred în omenia omului și vin în ajutor. Este foarte greu de vorbit de ceea ce s-a întâmplat, pentru că orice amintire este extrem de dureroasă și pur și simplu stai respirat, nu mai poți vorbi. Cel mai greu pentru noi a fost cedarea unora dintre noi și acțiunea pe care au dus-o ei pentru a ne tutura pe noi în continuare. Exemplez acest lucru pentru că același lucru s-a întâmplat și în libertate. Și dintre dumneavoastră poate sunteți mulți care ați trecut prin multe situații și dacă ați avut de suferit, ați avut de suferit din cauza prietenilor, colegilor, cunoștințelor care pur și simplu pentru un privilegiu au acceptat să poate să vă facă un rău. Oameni suntem și oamenii sunt extrem de diferiți. Și poate că astăzi, când în sfârșit Dumnezeu ne-a ajutat să încă mai trăim și să fim liberi, se înțelege pe acești oameni și să ne dorim sănătate. Atâta tot. E foarte greu să vorbesc despre tot ceea ce a fost. Și aici, pe ultimul panou, se află sunt mai multe imagini. Panoul este intitulat sugestiv Canal după canal. Este o poezie a lui Andrei Ciurunga, poet al canalului, supranumit, coleg care a salvat poate multe suflete prin poeziile sale și întâmplător am aflat că este un poet de origine basarabeană. Încerc, poate, având o datorie morală, o datorie de suflet pentru membrii ai familiei mele care au fost deportați în Siberia, să vă prezint un filmuleț realizat de copiii de la Colegiul Sadoveanu despre deportarea basarabenilor în Siberia.